Bine te-am regăsit la o nouă activitate! Astăzi vom învăța mai multe lucruri despre timpurile modului indicativ. Vom începe cu prezentul. Ascultă cu atenție textul următor. Împreună cu câțiva prieteni, Ana ia masa la restaurant. Ați reușit să vă decideți cu privire la comandă? Da, doresc o ciorbă țărănească și un păsă la grătar. Doriți garnitură pentru pește sau mușdei? Da, îmi plac foarte mult cartofii copți în coajă. Aveți astfel de cartofi în meniu? Da, desigur. Bucătarul gătește imediat pentru dumneavoastră un platou de cartofi asezonat cu pătrunjel. Sună minunat! Vă aduc ceva de băut? Da, un suc de portocale, vă rog. Am uitat desertul. Ca desert vreau să încerc prăjitura casei. Sigur, am notat. Pentru a înțelege mai bine textul, am ales câteva cuvinte pe care le vom discuta împreună. Un ospătar este un angajat al sectorului comercial, care servește consumatorii într-un restaurant, un chelner. Bucătarul este un bărbat care are meseria de a găti în bucătăria unui restaurant. Păstrăvul este un pește de apă dulce, care trăiește în apele de munte. Garnitura reprezintă un adaos de legume, salată, care se servește la friptură. Mușdeiul este un preparat alimentar din usturoi pisat, apă sau oțet și sare. Asezonat înseamnă condimentat, ornamentat. Recitește dialogul dintre Ana și Ospătar și selectează patru verbe care indică desfășurarea acțiunii în momentul vorbirii. Ai reușit să le identifici? Verbe care indică desfășurarea acțiunii în momentul vorbirii sunt doresc, îmi plac, vreau, doriți, aveți, gătește, sună sau aduc. Între timp, după ce au studiat bine meniul, prietenii Anei au decis ce doresc să comande. Completează propozițiile folosind verbe care indică faptul că acțiunea se petrece în momentul vorbirii. Cu siguranță ai completat propozițiile corect. Maria mănâncă o salată de varză, Ana dorește o friptură de pui, Juji comandă o ciorbă de văcuță. Pentru desert, eu, Ana și Jujii alegem plătite. Timpul prezent indică desfășurarea acțiunii în momentul vorbirii. Verbul, la modul indicativ, timpul prezent, are următoarea structură. Tema verbului plus sunete care indică timpul prezent plus desinența. Alcătuiește acum patru enunțuri pornind de la imaginea dată folosind verbe la indicativ prezent. Ai câteva sugestii din partea mea. Ospătarul servește clienții. Mâncarea este delicioasă. Băuturile nu sunt trecute în meniu. Oaspeții răsfoiesc paginile meniului. Endre alege o supă de pui. Construiește propriile tale enunțuri. Atunci când mergem la restaurant, putem să completăm cartea de oaspeți. Puneți următoarele comentarii în chenarele potrivite pentru a obține comentarii pozitive și comentarii negative. Cu siguranță, acest exercițiu a fost unul distractiv. Comentariile pozitive sunt: Prăjitoarea cu ciocolată este delicioasă, ador supa de pui gătită în bucătăria dumneavoastră. Aici puteți consuma cel mai bun tort de fructe. Pentru o cină romantică, alegeți acest restaurant. Comentariile negative sunt: Carnea de miel nu este suficient de prăjită, peștele nu are gust. Andrei s-a simțit foarte bine la restaurant. La plecare a lăsat un comentariu în cartea de oaspeți. Pentru că se grăbea, între a făcut câteva greșeli. Le poți identifica? Dacă ai lucrat cu atenție, cu siguranță ai identificat toate greșelile. Poți însă să te verifici aici. Felicitări! Ai ajuns la final! Te-ai descurcat grozav!